Phoenix nu a repetat contra lui SCM Craiova. Evoluția din partida cu BC Târgu Mureș și elevii lui Florin Nini au jucat bine în primele două sferturi, după care au cedat total. Antrenorul gălățenilor spune că nu trebuie făcut o dramă din această înfrângere. Așa este, dar nu avem timp să plângem. Ne bucurăm mai mult de ceea ce am reușit, și anume victoria în compania unor echipe bine cotate, la fel cum este și cea Craiovei. La Craiova a fost acumularea 6 meciuri din 3 în 3 zile. Noi, având o rotație mult mai scurtă, trebuia să vină inevitabil un moment în care echipa să aibă oarecum o cădere. A venit la acest meci care oricum nu a reprezentat nicio problemă din punct de vedere al configurației clasamentului. Toată concentrarea noastră și tot ce avem de făcut acum este să începem această parte a doua a campionatului, un alt campionat în care avem deschisă lupta spre play-off și sigur pentru îndeplinirea obiectivului. Phoenix are drept obiectiv evitarea retrogradării, însă echipa gălățeană își dorește să se califice în play-off. Obiectivul nostru stabilit la începutul campionatului este evitarea retrogradării. Acum, datorită rezultatelor peste ceea ce ne-am propus, și anume că suntem doar la o singură victorie diferență de locul 8, desigur că dorim să intrăm în play-off, însă este un obiectiv care vine din campionat, vine din modul în care am reușit să gestionăm până în acest moment campionat. Noi rămânem clar pe obiectivul de bază, dar dacă putem mai mult, de ce nu? O prezență în play-off ar fi mai mult decât am sperat noi și mai mult decât am preconizat. Dar pentru a avea stabilitatea necesară și a merge pe strategia pe care ne-am propus-o în primul an de la participarea în Liga Națională după absență de 15 ani și cu, ținând cont de nivelul campionatului, valoarea echipelor și așa mai departe, obiectivul nu putea fi decât să ne menținem în prima ligă. Primul care ar oferi și moral, un moral bun jucătorilor. Absolut. Va fi un meci extrem de greu. Timișoara vine după 3 victorii și o înfrângere. E o echipă schimbată din mers, e a treia oară când aduc jucători, de această dată au adus jucători foarte buni, iar prin acest lucru s-a văzut prin victoriile pe care le-au reportat. Deci este un meci de care pe care, e un meci extrem de tăios, de plin de emoții și de, știu eu, de presiune, însă jucăm acasă, noi am de fiecare dată gestionat bine meciurile de acasă, am avut tot timpul situații pe care le-am gestionat de cele mai multe ori bine, așa că nu putem fi decât încrezători și să punem pe teren experiența acumulată în această primă parte a campionatului. Phoenix debutează în turneul 7-12 sâmbătă când întâlnește pe teren propriu pe BC Timișoara, formație care s-a întărit serios în ultimul timp.